Bă băieți, înainte să începem acest episod, vreau să vă spun de site-ul Eneba, unde puteți găsi jocuri pe toate platformele super, super ieftine. Puteți intra pe linkul din descriere pentru a primi un euro gratis la prima achiziție sau puteți folosi codul Raul2K pentru o reducere de 3%. Hai să trecem la episod. Bă băieți, nu uitați să folosiți codul Raul2K la achiziționarea acestui cheat pentru a beneficia de o reducere de 5%, care vă ajută și pe voi și pe mine, deoarece dacă strâng multe persoane care îmi folosesc referral code-ul, o să primesc acest cheat pentru mai mult timp, așa că o să pot să filmez mai mult timp pentru voi și pe viitor vor apărea și giveaway-uri. Stați geană pe canal, bă băieți. Hai să trecem la episod. Salutare, bă băieți, bine v-am găsit, fraților, la un nou episod mai special. După atâta timp, în sfârșit postează și Raul2K. Dați acolo un like de la forță să facem neapărat 1000 de like-uri la acest episod. Dacă mai vreți episod original în continuare, desigur. Astăzi o să prezint un nou cheat, se numește Exitium, este nou apărut și am primit și eu aici un mesaj de la băieți, mi-au zis băieții să intru aici să joc cu el, să facem forțini. Mi-au făcut și un promo code, o să vă arăt imediat cum puteți să vă înregistrați pe forumul lor și cum puteți să vă cumpărați codul cu codul meu de reducere, care vă dă o reducere de 5%, bă băieți, n-ați mai văzut așa ceva, 5%, bă băieți. Deci, în primul rând, trebuie să intrați pe linkul din descriere, o să pun eu acolo linkul, sau puteți să intrați voi direct, scrieți pur și simplu exitium.dev, atâta, și vă bagă direct pe site, o să vedeți exact pagina pe care o văd eu acum. Ce trebuie să faceți în primul rând când ați intrat pe site? Ei bine, trebuie să vă creați un cont. Dați aici pe sign up. Și o să vă apară să vă completați datele. Hai să completăm, să facem un cont, să zicem că ne cheamă Dorel2K. Vă faceți frumos aici un cont, adresă de mail, o să pun una Bă băieți, avem probleme tehnice la montaj, nu-mi trimite e-mailul și nu am alt e-mail de pe care să fac contul. În fine, după ce v-ați făcut contul, o să vedeți exact aceeași pagină, exact pagina asta, doar că nu o să mai aveți sign-up, mă rog, o să vă apară că v-ați făcut cont și voi o să dați pe Get Exitium, da? Dați aici pe Get Exitium, vă selectați planul vostru pe care îl vezi, la 12 euro pentru 30 de zile, la 30 de euro pentru 90 de zile. Și 80 de euro pentru un an. Bă, părerea mea este, dacă folosiți cheat-ul ăsta pentru prima dată, să vi-l luați doar pentru o lună ca să vedeți cum este. Deci eu vă garantez că este un cheat super super șmecher. Am jucat cu el până acum și m-a dat pe spate, vă zic, mă băieți. Deci m-a dat pe spate rău de tot. Cred că o să fie noul meu cheat main. S-ar putea să înlocuim Unity-ul, bă băieți. Deci nu știu cum o să fie chestia asta, dar s-ar putea să înlocuiesc Unity Hex-ul cu acest cheat. Dar o rămâne de văzut. Haideți să vedem, bă băieți. Puteți să luați monthly, 3 mounts, hai să dăm pe 3 luni. Noi să zicem că ne luăm pe 3 luni. Trebuie să ne confirmăm astea. Ok, hai să facem o schemă, să intru eu. Stați numai o secundă. Așa, mă băieți, după ce v-ați completat adresa, mă rog, după ce v-ați completat datele voastre personale, puteți să vedeți aici că eu am pus niște date foarte, foarte interesante. Și dacă, când vă întreabă aici do you have a coupon code, voi o să scrieți Raul, nu știu de ce scria Shelly50, dar nu cred că merge Shelly50 aici, în fine. Puneți codul Raul2K, dați apply coupon și nouă ne-a dat o reducere de 2,5 euro, ceea ce este super, super șmecher. Ne-a dat o reducere de 10 lei, cred că, nici nu știu. Da, bă băieți, dacă vreți puteți să folosiți codul ăsta, dacă nu vreți nu este nimic, dar codul mă ajută și pe mine și pe voi. Până la urmă 2,50 euro strângi din mai multe părți, se adună, bă băieți. V-ați aplicat codul, dați I agree și dați place order and pay. Iar voi, în momentul în care ați dat place order and pay, o să vă ducă pe PayPal și puteți să plătiți cu PayPal-ul. Cei care nu știți cum să folosiți PayPal, sunt foarte, foarte mulți pași. Puteți să vă băgați până și cardul, deci multe, multe chestii. Nu e doar să ai tu în balanță pe PayPal. Puteți să plătiți cu mai multe metode de plată prin PayPal, deci e super, super șmecher. Cam atât am vrut să vă arăt aici. Hai să trecem în joc să vă arăt cum se descurcă cheat-ul și în joc, bă băieți. Da, bă băieți, deci am intrat și în joc. Cam așa arată chemsurile. Acum jucăm cu configul lui Ghost Gamer, deoarece eu n-am apucat încă să-mi fac un config, dar vă promit că în următoarele videoclipuri de Prime Hacking, care vor apărea cu acest cheat, o să încerc cât mai repede să-mi fac un config de la forță. Acesta este meniul, bă băieți, mă rog, hai să intrăm la legit aici. Aici o să vă bage pe voi în primă fază. Puteți să vă faceți un config sau, dacă sunteți mai nabi, să zic așa, sau folosiți cheat-uri pentru prima oară sau chestii de astea, puteți să intrați aici la MISC, să dați la config și aveți aici o groază de configuri. Mă rog, pe voi o să vă bage prima dată pe pagina asta și pagina asta la voi o să fie goală. Ce trebuie să faceți voi este să dați pe acest norișor de aici și o să vă apară toate configurile făcute de oamenii de pe comunitate. Ceea ce este iar o chestie super, super șmecheră. Aveți aici o droaie de configuri, deci cheat-ul are câteva zile, vreau să vă spun, sau maxim o săptămână, nu știu cât are cheat-ul, dar oricum este super, super nou. Și vedeți că deja sunt foarte multe configuri de legit și în curând o să fie și a meu aici, deci dacă vă cumpărați cheat-ul, nu uitați să scrieți aici Raul2K și o să-mi găsiți config-ul. Neapărat să scrie aici la owner, două puncte Raul2K, să nu fie config cu numele Raul2K făcut de altcineva. Aveți grijă să nu vă luați apă, poate vă bagă ceva raicec și voi sunteți pe Prime și vă luați bani. Aveți foarte mare grijă să nu dați vina pe mine după aia.
Ok, are super multe funcții super șmechere, adică pentru 12 euro pe lună să aibă Prime Boot. Deci fiți atenți, mă băieți, unde am văzut eu Prime Boot-ul? Uite, Auto Prime Boot. Dacă nu știți ce este chestia asta, este efectiv, dacă ți-ai luat un cont de rank 1, dacă îți activezi Auto Prime Boot-ul, efectiv ți-l activezi, îți faci niște setări. O să fac și un config pentru Auto Prime Boot, deși nu cred că e mare chestie să-ți faci tu aici, să mai umbli, să vezi cum funcționează. Și efectiv cheat-ul intră pentru tine în meciuri de deathmatch și se joacă singur, adică efectiv tu poți să dormi în timpul ăla, poți să pleci la petreceri, poți să faci absolut orice vrei, tu n-are nicio legătură cu jocul. Și cheat-ul îți face rang 21 singur, efectiv intră pe deathmatch și omoară jucătorii de pe deathmatch singur, fără ca tu să atingi tastatura, fără să atingi absolut nimic. Și îți face rang 21 și așa poți să joci la Prime mult mai ușor, fără să te chinui. Ceea ce, părerea mea, este că e o chestie super șmecher, adică nu știu dacă există multe cituri cu buget de 12 euro care să aibă chestii de astea. Adică gândiți-vă, v-ați făcut un cont de rank 1, ați băgat Prime Boot-ul, în 2-3 zile aveți Prime, da, știu, Prime-ul nu se face așa de ușor, trebuie oricum să lăsați PC-ul în continuu pornit, e mult, dar decât să joci tu sau decât să dai bani în caz de n-ai bani disponibili, să zic așa, să dai pe un cont de Prime, mai bine folosești Prime Boot-ul dacă chiar ai răbdare. Este o chestie super utilă și sincer vă zic că până acum la un cheat de 12 euro n-am văzut chestia asta. E super super șmecheră, gândiți-vă, jucați la Prime cât de obvious vreți, vă banați contul, ați făcut alt cont și aia e. Avem și Movement Recorder, dar din păcate pentru Movement Recorder nu am config, dar știți cam ce înseamnă Movement Recorder-ul. Este să îți memoreze cheat-ul mișcările pe care le faci tu, adică dacă tu ai făcut o mișcare de aia nebună, un bunny hop de la nebun pe Mirage, poți să filmezi, să zic așa, poți să înregistrezi mișcarea aia și după aia cheat-ul să ți-o facă singur mișcarea. E o chestie destul de interesantă în caz de vrei să faci montaje de alea nebune în care te rotești, faci bunny hop-uri de alea, 360-uri de alea, e super, super șmecheră și chestia asta. Aici, la general, avem bunny hop-ul, fail percentul ăsta, cred că e hit chance-ul ăla, sau habar n-am ce... Nu știu, știți, mă băieți, că eu nu mă pricep chiar la toate chestiile aici, eu vă zic ce știu eu așa și zic o părere sinceră. Ca să nu, autostrafe-ul știți și voi ce e pentru bunny hop, mamă, mouse și movement, ia să ai un pic, mă, să vedem. Deci ăsta e pe movement, deci autostrafe-ul practic nu mai trebuie să faci tu strafe-urile la bunny hop, știți deja ce înseamnă chestia asta, când e pe disabled nu poți să sari așa în lateral, trebuie tu să faci strafe-urile, trebuie să dai A și D în continuu, dar dacă îți activezi autostrafe-ul, efectiv îți face strafe-ul singur, este o chestie basic, știți deja ce înseamnă chestia asta. Chestiile astea, iară, chestii basic, știți ce înseamnă toate chestiile astea, cu edge jump-ul, cu block bot-ul, știți deja ce înseamnă chestiile astea 100%. Are și auto-accept, alo, inventory access, ce e ăsta? Nu cred așa ceva, oare să pot să intru din match, să-mi schimb itemele în inventar sau chestii astea? Bă, nici nu știu ce înseamnă alo, inventory access. Să-mi bat picioarele. Preserve kill speed, astea ar fi o chestie șmecheră să văd ce înseamnă. Preserve kill speed ăsta, kill feed-ul ăsta, să-mi bat picioarele dacă știu ce înseamnă. Dacă știu ce face, mă băieți, ajutați-mă și voi pe mine, că văd că nu se modifică kill feed-ul cu nimic. Nu știu ce înseamnă, dar puteți să mă ajutați și voi, mă băieți, dacă chiar sunteți așa, băieți, cu bun simț și ce zic. Are și legit anti-aim, deci este o chestie super șmecheră. Direction flip, să moară Jaxi. Dați un pic, mă băieți. Ăsta e să... Stai așa un pic, să-mi bag și eu aici un third person există pe aici, băieți, ia să vedem, nu știu, să-mi bat picioarele, încă nu m-am obișnuit, cred că la vizual ar trebui să fie players, mamă câte chestii are să moară Jaxi. Uitați-vă și la vizuale, cât de customizabile sunt vizualele, deci, și aici, by the way, puteți să-i dați și preview, hai să încep, de fapt, ia hai mă să luăm un config de full legit for experienced players, ok, hai să-l downloadăm pe ăsta, chiar îți curioză, deci uitați cât de ușor se downloadează un config, ați dat click aici, ați dat pe săgeata asta înapoi și deja aveți config-ul aici, ați dat load și aia este, mă băieți, ia uitați, avem alt config aici. Băi, sincer, nici nu știu. Ia, mamă, câte skin-uri are omul meu. By the way, și cu inventory changer-ul ăsta, știți deja chestia. Majoritatea cheat-urilor care s-au făcut acum mai recent au inventory changer. Adică nu-ți mai schimbi tu skin-ul să vezi doar skin-ul și alea. Ai efectiv skin-urile în inventar atâta timp cât ai cheat-ul injectat. Deci, practic, doar voi o să vedeți chestiile astea. De o chestie super șmecheră, nu știu, puteți să vă troluați un prieten sau ceva. Să zici, mă, frate, uite aici, mă, ce AVP mi-am luat eu. Sau uite ce M9 bayonet-lor mi-am luat eu. Și ca să vă modificați skin-urile, de exemplu, dacă, să zicem că te-ai plictisit de M9 baionetul ăsta Fade, să zicem, nu știu, că vrei un carambit sau altceva, sau un butterfly, efectiv îl se selectezi din inventar și ți-a schimbat în butterfly vanilla. Ceea ce este o chestie super șmecheră, mi se pare mult mai easy de folosit și mult mai distractivă decât skin changer-ul, să zic așa, normal, decât skin changer-ul folosit de toate cheat-urile. Mi se pare ceva deosebit, deși oricum mai multe cheat-uri au chestia asta deja, deci nu mai e o chestie neapărat deosebită. Hai să mai vedem și aici pe la vizuale, pentru că sincer n-am testat boxurile, da, sunt boxuri normale. Hai să încercăm să le activăm pe toate.
Ok, aici sunt flexurile, adică să vedeți cum ar veni mai multe informații despre jucător, numai că acum na, jucătorii n-au diffuse kit, n-au nimic, deci n-aveți ce să vedeți, dar puteți să vedeți aici, oh, și puteți să le mutați, lol, ce șmecher, nu îmi spune, ba, băi, ce șmecher, deci fiți atenți, mă, fiecare chestie, de exemplu asta, cred că dacă are diffuse kit sau nu știu exact, ba nu, ba, cred că dacă are diffuse kit e chestia asta, sau habar n-am ce e HK ăsta, să moară Jaxi, doar să puteți să mutați oriunde, de exemplu dacă... Aici ți arată dacă jucătorul își dă reload la armă, ca să știi când să-l ataci. Puteți să puneți să vă arate, uite aici, sus. A, așa, uite, să, dacă dă defuse la bombă, puteți să puneți aici, jos. Deci puteți să vă customizați chestiile astea, ceea ce e super, super șmecher. Nu știu dacă la alte cituri se poate face chestia asta, dar mi se pare super șmecher. Nu spune că și viața poți să mut. Du-te, dracu, ce șmecher, mă, băieți. Deci fiți atenți, mă, puteți să mutați efectiv viața jucătorului să vă arate oriunde. Băi, super șmecher, mă, sunt apicerile, mă bucur ca un copil mic, ia weapon. Aici ce armă are jucătorul, puteți să vă modificați și culoarea, desigur, adică să vă arate cu roșu, uite, deci jucătorul ăsta are un P2000 și mi-apare acolo jos P2000, chestii basic, dar mi se pare super șmecheră chestia asta, că pot să le muțin, că nu pot să trec peste chestia asta. Astea sunt săgețile alea în care dacă nu vrei tu să joci cu el, dacă vrei să-ți dezactivezi wall-ul, ți-apar săgețile alea pe ecran și ți-arată unde sunt inamice, dacă nu vrei să dai așa de obvious, să zic, dar oricum nu... Eu nu prea joc cu astea, prefer să joc cu ălu, D-Light-ul ăsta, mamă, fiți atenți, mă, băieți, lumină de scenă. Pe ce ai făcut, mă, nene, mă, avem lumină de scenă, bă, băieți, ia uitați aici. Să moară Jaxi, ce șmecheră e chestia asta, lol. Și pui care e faza cu ea, o vezi prin perete sau nu știu? Eu habar n-am, îți mai... Ah, da, nu? Ah, nu o vezi prin perete, cred că nu știu, te ajută dacă intru un spot de ăsta mai întunecat sau ceva să-l vezi, habar n-am, dar... Văd că și la arme se pune, cred. Da, ba nu, doar la jucători. În fine. Chemsurile sunt, mamă, fiți atenți aici, câte modele de chemsuri, stați un pic, stai să dezactivez eu toate chestiile astea, stați un pic, stați așa un pic să dezactivez, trebuie să, disabled, trebuie să dezactivez, stați un pic să dezactivez toate chestiile, să verificăm și chemsurile, să vedem cât de șmechere sunt chemsurile, deci, aparent, asta poți doar o setare, mamă, câte, dar nu știu pe ce chemsuri să-mi iau, fiind că pot să le modific și culoarea, corect. Ați așa că-s mai nab așa, deci puteți să vă puneți chemsurile pe roșu, să le selectați textura. A, uite mă, asta cred că e cea mai șmecheră, deci poți să-i vezi prin perete, așa-i sau eu? Nu, nu e o lui Sony, stați un pic așa, bă, băieți. Să moară Jaxi, nu mai știu de unde, cred că de aici de undeva. Visibility, always. De ce nu se vede? Hello? Sau trebuie eu să schimb textura oare? Da, trebuie să schimb textura, deci aparent pe modulation nu se vede, dacă dați pe flat îi vedeți prin pereți, aparent, nu știu care este faza, trebuie și o să mai descoper ce tu este a doua oară când intru cu el în CSGO. Aveți glow deja știți ce face glow-ul, dar mi se pare super șmecher și chestia asta, ia uitați cum lucesc băieții, dar prin perete nu se vede aparent. Sau e harta asta buguită, știu că harta asta mai avea probleme la wall, deci nu e cea mai bună hartă pentru a vă demonstra cum merge wall-ul, trebuia să intru și eu pe un mirage, dar nu m-am gândit. Ăsta, să bag picioarele dacă știu ce face, draw, friend lines. Nici asta habar n-am ce face. Și by the way, mă băieți, vreau să vă arăt aim hack-ul cât de bine merge și cât de clean e legit butul ăla citul ăsta. Deci o să intrăm cu configul lui Ghost Gamer. Fiți atenți, mă băieți, cum pot să le dau. Și gândiți-vă că ăsta este un config legit, adică nu s-a rețintă absolut nimic. Uitați aici cât de bine pot să dau spong. Spong. Ia uitați, mă băieți, cât de bine dau și n-am mai jucat CS legit de un an să moară Jaxi. Și uitați cât de bine dau. Bam. Deci uitați-vă și voi cât de bine poate să ia legit butul ăsta și gândiți-vă că cei care se uită în momentul ăla pe tine văd chestiile alea perfect legit, adică bine, perfect legit, nu văd că-ți face țintă așa sau de alea, știți că la alte cituri când îi dai head la unul îți face țintă așa și nebunii de alea, nu frate, la asta e super clean, te vede super șmecher, oamenii de la Overwatch nu-și vor da seama, bine, acum depinde și cum dai tu, că dacă dai prin toți pereții și prin toate alea, na, îți dai seama că o să-și dea ăsta, oamenii de la Overwatch seama, dar dacă joci mai clean așa un pic și încerci să te concentrezi să le dai... Eu zic că dă destul de bine legit butul, s-ar putea să concureze, dacă nu mai bun decât legit butul de la Unity, bă băieți, ceea ce este o chestie super, super șmecheră, dar să sperăm că o să ne descurcăm și meciuri, vă zic sincer, n-am jucat nici măcar un match de competitiv cu el, am zis să las asta pentru un videoclip, ca să-i dau un rating, să zic așa, prima dată, adică nu să fi jucat eu cu el înainte, cu cheat-ul înainte, mamă, mi se pare că dă super OP, mă, ce... Ce FOV are pe Deagle, astea sunt un pic, deci pe pistol, deci pui pe categoriile de arme. Deci are așa, are FOV, mamă, FOV-ul, ba nu, e 3. Nu-i chiar mare, dar nici chiar mic și aparent nici măcar nu are silent aim-ul on. Adică nu are silent aim-ul cum ar veni ca tu să vezi că nu te uiți la jucător, dar de fapt să, uite, mi se duce singură ținta după inamic, deci nici măcar nu are silent aim. Voi vă dați seama dacă activăm și silent aim-ul, dar eu personal nu vă recomand să activați silent aim-ul deoarece pot apărea probleme să vă tremure un pic ținta și este cam riscant. Dar eu zic oricum trageți pe mine. Uitați-vă, mă, cât de bine trage. Uitați-vă și voi cât de bine poate să tragă. Ce silent aim se mai vrea. Uitați-vă cum iau, mă, băieți.
Spuneți-mi și mie, ce Silent Tame poți să mai vrei de la codul ăsta? Ia uitați cât de bine dă. Și eu dau și pe lângă că sunt ultima paletă fără cod, cum zic haterii. Și uitați cât de bine poate să dea mă citul ăsta. Voi vă dați seama, mă, de chestia asta? Cât de bine poate să dea codul ăsta, efectiv. Deci, îs în al nouălea cer cu citul ăsta. Bă, băieți, o să încep de zilele astea, cel mai probabil mâine, la ora 12, ca de obicei, o să apară un nou episod de CSGO Prime Hacking și o să jucăm cu acest cheat, pentru că vreau neapărat să mă cunosc mai bine cu cheat-ul ăsta, să zic așa. Ca vac, eu pot să vă garantez că nu vă luați vac, adică până și eu l-am băgat pe contul cu 2150 de ore și uitați câte medalii am 318 win-uri, adică țin oarecum la contul ăsta, nu pot așa să-l arunc pe geam, știți ce zic, deci nu mi-aș băga un hack în care n-aș avea încredere pe contul main, să zic așa. Bă, fraților, sper că v-a plăcut acest review la cheat. Nu uitați să folosiți codul RAUL2K dacă vreți o reducere de 5%. Mă ajută și pe voi și pe mine dacă mai vreți episoade de genul în continuare, deoarece dacă voi folosiți codul acesta de reducere, băieții mie îmi dau mai mult timp licența și așa eu pot face video-uri mai mult timp pentru voi. Sper că v-a plăcut acest episod. Dați și voi acolo like, să facem 1000 de like-uri dacă vreți episoade de CSGO Prime Hacking cu acest cheat și noi ne vedem data viitoare. Salut!